continuăm emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu domnul profesor Edmond Bugasfinte și despre regele Ferdinand acum, domnule profesor. Deci am ajuns la regele Ferdinand, care în 1889 devine moștenitor al tronului României. El știa lucrul acesta mai din vreme. Prin urmare, Carol I trimite în Germania pe profesorul Vasile Păun, care fusese director al liceului Sfântul Sava, să-l învețe limba română, istoria și geografia. După care în 1889 este adus în România, încadrat în armată, avansează rapid și ajunge până la urmă la gradul de general de corp de armată. El era un tip nu foarte frumos, ca să spun așa, avea corpul disproporționat în raport cu picioarele, care erau un pic și depărtate, și urechile erau depărtate de corp, de cap, și când era mic îl țineau legat cu elastice ca să îi le mai îndrepte, dar se pare că nu au fost elasticele destul de rezistente. Era introvertit, de aceea se spunea despre el că nu era indicat pentru funcția de rege al României, era foarte tăcut. În momentul în care vine în România, el are și o idilă cu o doamnă de onoare a reginei Elisabeta, cu Elena Văcărescu, care vrea să se căsătorească, în ciuda faptului că în Constituție se prevedea ca regii să nu se căsătorească cu românce, tocmai pentru a respecta ceea ce hotărâseră în momentul în care l-au înlăturat pe Alexandru Ioan Cuza. La un moment dat el cere acest lucru, sau de fapt regina cere acest lucru, să se căsătorească Ferdinand cu Elena, dar prim-ministru spune aista nu se poate, majestate. Cred că chiar l-a scăzut pe catargiu. Aista nu se poate, majestate. Și nu s-a mai întâmplat acest lucru. Carol I o pedepsește pe soția sa, pe regină, o trimite în exil 2 ani de zile pentru că încurajase această relație a lui Ferdinand, iar pe Ferdinand imediat îl trimite, sau lui Ferdinand îi caută imediat o soție. O găsește pe Maria, celebra regină Maria. La început, tânăra englezoaică, ea era nepoata și a reginei Victoria a regatului britanic, era și nepoata lui țarul Alexandru al II-lea. După mamă era nepoata țarului, după tată nepoata reginei Victoria. Deci în ea era și sânge englezesc și sânge rusesc. Asta poate să explice multe lucruri din evoluția ulterioară a reginei. Ea era o visătoare. Până la urmă, la intervenția lui Carol și al altor apropiați, se căsătoresc. Din acest mariaj se vor naște 6 copii, vor trăi mai mult timp doar 5, pentru că ultimul Mircea, născut în 1913, a murit în 1916, la 3 ani, tot de febră tifoidă, și regina în exilul, în retragerea de la Iași, se plângea că nu poate să-și viziteze mormântul celui mai mic dintre cei 6 copii ai săi. Mariajul lor, ca și mariajul lui Carol I, a fost unul nefericit, probabil așa o fi la... Poveștile cu prinți și prințese sunt valabile doar în filme, pentru că era și aici o mare nepotrivire. Mulți spun că regina Maria l-a dominat pe Ferdinand, o teorie oarecum greșită, pentru că Ighe Duca, fostul premier liberal, asasinat de legionari în 1933, la 29 decembrie la Sinaia, scria că nu este adevărat că tot Ferdinand lua marile decizii. Deși mariajul lor aproape că s-a încheiat după ce în 1897 Ferdinand, prinț, în acel moment erau prinț, până în 1914, nu vorbim de ei ca rege și regină, s-a murit tot de febră tifoidă și se pare că în acel moment relațiile dintre ei aproape că s-au încheiat. Au păstrat aparențele, nu au făcut caz de acest lucru în spațiul public, nici regina, nici Ferdinand, pentru că regina este cunoscută ca o mare iubitoare a sexului urât. În acea perioadă, dacă femeile sunt sexul frumos, probabil bărbații sunt sexul urât în acea perioadă. Chiar
mediile vremii se spunea că primii doi copii, Carol, viitorul rege, Carol al doilea, și primii doi copii sunt al lui Ferdinand, următorii doi sunt dubioși, Constantin Argetoianu scria acest lucru în memoriile sale, iar ultimii doi, Ileana și Mircea, sunt cu siguranța lui Barbu Știrbei. Nu s-au făcut teste de paternitate, dar e foarte posibil să se fie întâmplat așa. Cert este că la un moment dat, când trecea prințul Barbu Știrbei, care a fost și premier, când trecea prin fața palatului Cotroceni, pentru că după ce au venit în țară le-a amenajat palatul Cotroceni, pentru ei a fost amenajat palatul Cotroceni, pentru Ferdinand și Maria, trecea pe stradă Marioara sau Elisa, Marioara, deci cel de-al treilea copil, a treia fată, pentru că a fost Carol, Elisabeta, Marioara, Nicolae, Ileana și Mircea. O strigă pe Ileana, hai de la fereastră, vezi că trece taicătul pe, trece taicătul pe drum, trecea Barbu Știrbei. Oricum a fost, așa se scrie istoria, educația copiilor a fost precară, așa spun toate sursele vremii, și Marta Bibescu, care avea și un motiv personal să o acuze pe regina Maria, dar chiar și mama Mariei îi reproșa faptul că nu i-a educat foarte mult. Era mai lejer așa în educația copiilor ei. Spre deosebire de educația aproape spartană de care au beneficiat Carol și Ferdinand, ca zonă, sănătoritor spartană ca zonă, copiii reginei Marie și a lui Ferdinand au avut parte de o educație mai lejeră. Poate asta explică și derapajele ulterioare ale lui Carol al doilea. Relațiile dintre Ferdinand, Maria și regele Carol nu erau foarte bune. Regele Carol îi lăsa să se zbată, nu neapărat în sărăcie, dar le asigura numai minimul necesar, nimic mai mult. Adică aceste lucruri le-ar fi putut scăpa de aceste nevoi dacă ar fi suplimentat un pic suma pe care le-o acorda, dar nu a vrut să facă acest lucru. Deci Carol s-a dovedit a fi un om destul de rece și de dur. De aminte, Carol a avut relații reci chiar și cu Carol al doilea, pe care a vrut să-l, pe care îl pregătea ca un viitor urmaș la tron după Ferdinand, a zis că îl educă el în spiritul, dar și spunea că îl iubește pe acesta, se pare că iubirea era străină total de el. Ferdinand ajunge rege imediat la 27 septembrie pe 1914 pe stil vechi, după ce la Sinaia moare la 75 de ani Carol I, după 48 de ani de domnie. Era foarte mândru în momentul morții, în ziua respectivă, dar era mândru Carol că l-a depășit pe Ștefan cel Mare, care a domnit doar 47 de ani, doar în ghilimele, și 3 luni. Ferdinand conduce România între 1914 și 1927. Da, vorbim cu un telespectator și imediat continuați, domnule profesor. Bună, doamna Marga. Bună seara, vă rog. Respect cu domnul Buga, adică Edmond Buga. În orice caz, îmi pare bine că educația spartană a fost bună, fiindcă s-a făcut ceva. Au fost niște regi care au dat cinste țării. Dar am și o întrebare, ca să nu umor prost pentru mileniul 3. Tovarășii ăștia care conduc acum, ce fel de educație au avut și au în continuare? Să trăiți o zi bună. Dar vă rog mă să răspundeți. Sănătate. N-am înțeles întrebarea. Dacă ce se va întâmpla de acum înainte cu România, din câte am înțeles, cu astfel de conducători pe care îi avem în prezent, comparativ probabil cu ce perioade aveam atunci în istorie, cu de la monarhie la ce se întâmplă acum? Ce se întâmplă e o diferență majoră între regii României și conducătorii noștri de astăzi. Poate seamănă pe undeva Ferdinand cu, sau Claus Iohannis seamănă cu Ferdinand pentru că este la fel de tăcut. În rest, nu există asemănări între conducătorii de astăzi și conducătorii de atunci ai țării. Dar să revenim. Deci între 1914 și 1927 Ferdinand conduce România. Despre
rolul său în primul război mondial, am vorbit și altă dată, este esențial faptul că a reușit să fie de acord cu voința clasei politice românești și cu dorința societății românești de a participa în război alături de Antantă, împotriva Germaniei, el fiind neamț, pentru realizarea unității naționale. Pentru acest lucru el a și fost exclus în 1916 din Casa de Hohenzollern, iar fratele său, Wilhelm, împrăștease prin gazetele din Imperiul Austro-Ungar și din Germania și chiar cele din București, tot felul de injurii și invective la adresa sa. Rolul lui a fost important pentru că s-a bazat și pe oameni de mare calitate. Și unchiul său, Carol I, s-a bazat pe Ice Brătianu, deși a avut și conflicte în 1870-1871, pe Lascăr Catargiu. Iată și Ferdinand merge mai departe și se bazează pe Ionel Brătianu, unul dintre cei trei fii ai lui Ice Brătianu, toți cu rol important în istoria noastră națională. Ice, Ionel Brătianu, Vintilă Brătianu și Dinu Brătianu, sau Constantin Brătianu, cum îl chema în buletin. Deci se bazează pe Ionel Brătianu și pe ceilalți, trece prin focul primului război mondial, în care drumul de la extaz la agonie și de la agonie la extaz a fost foarte scurt, și se încoronează de glorie până la urmă, pentru că ne-a ajutat până și chiar și nu chiar, ne-a ajutat Dumnezeu în această situație. Petre Carp spunea că poporul român are atât, clasa politică românească are atât de mare poporul român are atât de mare noroc încât nu mai are nevoie de clasa politică, referindu-se la ce s-a întâmplat cu acest război, pentru că el era adeptul participării României alături de puterile centrale, nu de Antantă. Are loc, popularitatea lui crește extraordinar după încheierea primului război mondial. În timpul său se adoptă votul universal, dar nu universal în sensul de asta, ci în sensul că aveau dreptul să voteze bărbați din 1918. Femeile mult mai târziu, abia în 1946, vor vota prima dată, paradoxal, în timpul regimului comunist. Se adoptă o nouă Constituție, are o reformă agrară pe care el o promisese pe front, pentru ca ostașul român, ostașul țăran român, să nu ia prost exemplu de la bolșevici și să încerce răsturnarea situației. Deci face și acea reformă agrară importantă. Se adoptă o nouă Constituție în 1923, care era la acea vreme considerată cea mai democrată din Europa. Cea din 1866 fusese o imitație a Constituției belgiene din 1831. Aceasta era considerată cea mai democrată din Europa din 1923. Are și o reformă administrativă în 1925. Un eveniment important este încoronarea lui în 1922 la Alba Iulia, ca rege al României întregite. Ideea a aparținut lui Averescu, generalului Averescu, viitorul mareșal, și a costat statul român 1 milion de lei, sau de raportat cu dolarul de ziua de astăzi. Dar în momentul coronării deja începuse să scadă în popularitate Ferdinand, și pentru că era prea mult sub influența lui Ionel Brătianu, și societatea a început să fie nemulțumită de această conducere, acest tip de conducere autoritară. Și la moartea sa de cancer de colon în 1927, nu mai era atât de popular regele Ferdinand. Nicolae Iorga, referindu-se la regii României, spunea: Carol I a fost așa cum a fost, Ferdinand a fost slab, șovăielnic, iar Carol al doilea, iar cu prințul Carol, va fi și mai rău. Iorga, care a fost un monarhist, un regalist, și care va fi până la momentul în care va fi asasinat de către legionari. Deci după moartea lui Ferdinand, pentru că avusese loc criza dinastică din 1925, prințul Carol, care era cam dezmățat de felul lui, făcuse destule boacăne. În 1918 fugise, se căsătorise la Odessa cu o actriță, Zizi Lambrino, Ioana Lambrino,
cu care a și procreat un copil, Carol Mircea. Carol Mircea, care este tatăl prințului Paul de Rumanie, acesta care cu terenul pe la Snagov, da? Deci această căsătorie nu a fost recunoscută de Casa Regală și a fost desfăcută Tribunalul Ilfov în 1919. Ca să-i vină mintea la cap, Ferdinand îl trimite într-o călătorie în jurul lumii. Nu s-a dus în toată în jurul lumii ca Magellan și până la urmă se căsătorește cu Elena, care era fica regelui Greciei Constantin al II-lea. Elena cu origini și daneze. Se căsătorește cu ea și se naște, căsătoria avut chiar la 10 mai 1921, iar în 25 octombrie se naște Mihai, viitorul rege. Pentru că s-a născut atât de repede, Pamfil Șeicarul Pamfletar îl numea Mihai Viteză în pamfletele, în pamfletele sale. În 1925 renunță la tron Carol și pleacă la Paris, se schimbă numele în Carol Caraiman de civil și pleacă la Paris cu Elena Lupescu, amanta lui evreică. Atunci lucrurile se întâmplă în 1920, renunță la tron, 1926 este tronul acordat copilului Mihai, născut în 1921. În 1927 moare rapid, deci la 62 de ani avea Ferdinand și este proclamat rege Mihai I, regele copil, cum a publicat revista Time pe prima pagină. După ce depune jurământul, el avea în 1927 6 ani. După ce depune nici 6 ani. După ce depune jurământul, întreabă pe regina mamă, Elena, dacă sunt rege, mai am dreptul să mă joc. Deci era așa ca un fel de farsă a istoriei. Evident că puterea avea regența domnească, care era formată din prințul Nicolae, fratele mai mic și mai înzestrat pentru tron, dar alea erau regulile al lui Carol. Buzdugan, care era președinte curții de casație, el moare în 1929 și este înlocuit de Constantin Sărățeanu și patriarhul Miron Cristea. Lucrurile astea durează până în 1930, când Carol, cu sprijinul armatei și al lui Iuliu Maniu, care era prim-ministru, vine în țară, dă o lovitură de stat, îl detronează pe Mihai, pe care îl numește voievod de Alba Iulia, și preia puterea pentru 10 ani. Carol s-a purtat pe Elena, pe soția sa, pe regina Elena, o trimite în exil la Florența, are relații reci chiar și cu fiul său, pe care îl ținea numai în pantaloni scurți. Gurelele le zic că îl ținea în pantaloni scurți tocmai să arate că nu era cazul să fie rege Mihai, pentru că era un simplu copil. El încearcă să devină autoritar, era și cartofor, juca cărți, jocuri măzluite la care câștiga mari averi, cu Malaxa și cu Aușnic, cu toți ceilalți. Era violent, o dată aruncat cu un suport de o veioză, după Zizi Cantacuzino. Acesta era, fusese iubitul reginei Maria, veșnicul iubit al reginei, unul dintre veșnicii iubiții ai reginei Maria, și antrenorul de sport al lui Carol. De asemenea, se purta violent și cu practicantele amorului liber, pentru că el era preocupat foarte mult de latura asta artistică. Dincolo de caracterul său dubios, Carol era un tip inteligent, avea și talent oratoric. Din imagine îl vedeți cu mustață. El purta mustață pentru că mandibula superioară era proeminentă. Era, și de aceea purta mustață, ca să-i ascundă acest defect. Dar a făcut un mare lucru pentru cultura română. A creat editura Fundațiilor Regale, unde s-au publicat cărți remarcabile. El nu era adeptul unei apropieri de Germania, ci de Marea Britanie și Franța. Dar lucrul ăsta a fost inutil, pentru că tratatele din acea vreme nu valorau mai mult decât hârtia pe care au fost scrise. România trece printr-o perioadă cruntă, criza economică dintre 1929-1933, începe să-și revină din 1934 până în 1938. Anul 1938 este anul cel mai bun al economiei din perioada interberică.
mai ales pe fondul creșterii industriei de război, dar au fost și câțiva ani agricoli foarte buni. Pentru România era o țară cerealieră. Exporta, 80% din exportul României se baza pe cereale. Se confruntă cu mișcarea legionară, cu mișcările naționaliste de dreapta în acea perioadă, după ce într-o primă fază el dorește să fie liderul mișcării revoluționare, legionare, ar fi dorit să fie liderul acestei mișcări, după care intră în conflict și nu se oprește până nu comandă asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu ca o consecință a faptului că fusese asasinat Armand Călinescu. Politica lui este total greșită, instaurează dictatura personală în 1938, folosește ca trambulină guvernul Goga Cuza, desființează partidele politice, schimbă Constituția României, preia întreaga putere în stat, face primul partid unic din istoria țării noastre, Frontul Renașterii Naționale, le creează uniforme, era o concurență pentru legionari. Marile personalități ale țării le aduce în guvern, pune pe Miron Cristea prim-ministru, după ce acesta moare la Cannes, îl aduce pe Armand Călinescu, deci, care era omul lui de încredere. Deci era în spiritul vremii până la urmă, pentru că regimurile astea de dictatură, de forță, erau caracteristice acelei perioade. Dar vine anul 1940 cu pierderi teritoriale incredibile pentru țara românească, de la doar 20 de ani de la încheierea primului război mondial, și atunci el îl cheamă la putere pe generalul Antonescu. Ce s-a întâmplat o să vedem data viitoare. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru minunatele ore de istorie. Data viitoare, adică tot luni, de la ora 18, vă așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați de jurnalul Campus TV imediat. O seară bună, la revedere!